Să vorbim despre Survivor, l-am scos din joc, ați văzut? Imediat strategic l-am dat afară pe coleguțul. Ca să vorbim cu mama și lui tata lui TJ Maxx. A apărut, bă, repede, bă. Nimic fără mine. Nimic fără tine. Sărut mâna și bine ați venit, dragi părinți, alături de noi. Ce faceți? Bine v-am găsit. Here we are again. Bine v-am găsit. Yes, of course. Iată. Doi ani mai târziu ne reîntâlnim. Coleguța noastră, Alexandra Gogo, oameni buni, este la o filmare în țară. O să vedeți, se întâmplă o minune de Paște și ne bucurăm că încercăm să schimbăm viața unei familii. Fabulos ce o să vedeți. Și coleguța noastră este la Târgu Mureș, Cluj, weekendul ăsta, iar Francisca are o gală de prezentat și fetele s-au întâlnit în avion. Da. Exact. Vezi ce mică e lumea. Câteva mese. Da, n-a glumit. Ce face mama soacră întâi de toate? Stați un pic să nu uităm. Foarte bine. Mama soacră are doi copii acum. Băi, ce noroc. Vezi? Ce frumos. Și? De care e foarte mândră. Sunt foarte mândră de copiii mei, atât de Francisca cât și de Miles. Eu glumesc că unul muncește pe frontul de est, unul pe frontul de vest. Francisca e aici și Miles e acolo. Și bine zis, suntem mândri de Miles și de prestația lui de până acum. Se descurcă bine? Eu sunt foarte mândră după săptămâna trecută, asta trebuie să o spun. El a fost destul de constant. Da, să vă spun și de ce coleguțul zice ce e. Că stă ascuns. Nu, e că doamna știe că e unul dintre preferații mei și... Hai mă, lasă acum, doamna, nu știe că e unul dintre preferații mei. N-ai zis că stătea ascuns la început, că de ce s-a dus, că nu se băga. N-ai zis despre coleguți. Băi, dați ca atenta regia când colegul nostru Cristi Mitra zicea, băi, și TJ Maxx la Survivor, că nu l-am văzut. E cerebral, e focusat, mie îmi place foarte mult cum se comportă, e foarte bun pe traseu. Tata, ce face? Deci pot să clarific eu. Mă rog frumos. Miles nu este o persoană conflictuală. Deci nu-i plac conflictele, nu-i plac certurile, țipătele și așa mai departe. Deci, probabil că de aceea e puțin mai retras. Nu a vrut să intre în caruselul ăsta de emoții. Eu sunt tare fericit că este la Survivor din nou. Este o bună experiență pentru el, experiență de viață. Îl călește, îl întărește. E un mini-serviciu militar, spun eu, care nu l-a făcut. Deci, numai avantaje. Dacă n-auziți pe cineva că zice poate ceva mai puțin plăcut de Miles, nu știu, fără să știe că sunteți părinții lui, cum reacționați? Cum? Nu contează, dar, pentru că oamenii au diverse opinii și nu trăim într-o lume ideală în care ne iubim toți și ne respectăm. Ar fi bine, dar nu există așa ceva și fiecare are personalitatea lui, valorile lui, iar concursul ăsta e și un show, hai să nu uităm. Normal, nu e un... nu e o competiție sportivă și fiecare își arată personalitatea și eu cred că fiecare dintre concurenți aduce ceva frumos. Iar de acasă fiecare e ușor să comenteze și să critique, e senzație. Pe mine m-a încântat faptul, revăzând toți concurenții care au participat, eu știu, între 1 și 3-4 ani în urmă, cât s-au maturizat, cât au crescut copiii ăștia. Ați văzut o schimbare în fiecare dintre sunt, și majoritatea schimbări în bine. Deci altă atitudine, alt mod de abordare, chiar și a subiectelor, limbajul. Deci totul... Noi am dezbătut aici de multe ori, am pus întrebarea aceasta și de multe ori ne-am întrebat chiar și noi dacă ceea ce spuneți noastră este realitatea sau nu. Dacă mulți sunt schimbați de adevăratele sau mulți vor să pară ceea ce nu sunt acolo. Pentru că au existat dintre ei care veneau aici și ne spuneau că de fapt unii dintre ei sunt foarte falși. Și că aceasta este doar o imagine așa de fațadă ca să pară altfel, pentru că nu mai există votul publicului și nu-i mai ajută cu nimic. Ce credeți? Deci nu cred, nu pot să caracterizez pe toți dacă ar fi fals sau ar fi real. Dar pe Miles pot să-l caracterizez că e al meu, deci... E 100% real și așa e el. Mie îmi pare că sunteți unii dintre cei mai mișto părinți pe care îi avem mereu invitați. Nu, și mai e ceva. Oameni, se vede că e familie sănătoasă și unită. Și... Sunt mișto rău de tot, adică mi-e place mult de... Mulțumim foarte de mult. Voi ca părinți și ca atitudine și glumezi și haioși și întotdeauna să știți... Până la vreo 20 de ani, mai nu era de acord. Ar fi zis că nu suntem cei mai răi. Da, că nu există așa părinți niciodată, da. Totul a fost spre binele lui și acum colegi adică erau niște reguli, niște lucruri pe care trebuia să le respecte, nu? Da, așa numită educație.
promovarea valorilor din familie. A fost un conflict între noi întotdeauna, da, între educația pe care noi am avut-o și am dus-o cu noi în Canada și educația care el o primea și viața care era acolo, pentru că chiar dacă valorile sunt similare și sunt diferențe. În primul rând e vorba de încrederea în tine însuți. Noi nu am învățat în școală să avem multă încredere în noi. În România, de fapt, pe timpul meu. De fapt, din nou, să fim foarte clar. Probabil că acum se învață. Deci, dacă ieșai prea mult, ți se dădea în cap imediat. Hei, ia vezi, nu fi obraznic, nu știu ce. Chiar dacă nu erai obraznic. Pe când în Canada încrederea în sine e cultivată de la o vârstă fragedă, știți? Chestia e că poți mai mult, nu prea am avut-o noi în anii în care am mers la școală. Vorbesc 70-80. Da. Deci, ce nici bine. Nu vine să cred când spun asta acum. Dar în ceea ce spuneați de că sunt falși, eu mă gândesc la o chestie. Show-ul ăsta durează, suntem acum de... facem 3-4 luni, da? Eu cred că ești fals azi, mâine, dar trebuie să fii un actor extraordinar să fii fals 4 luni și soția la loc. Ca să ne păcălești atât de mult. Exact. Hai că ai mesaje de la telespectatori. Naoleu. Ce zic? Zic așa. Țineți-vă bine. TJ Miles, un băiat tare educat, bine crescut. Așa a fost și în sezonul lui și acum. Felicitări părinților pentru educația lui. Asta nu e rău. Asta nu e rău, dar ține și un area. Păi le caut, să ascultă. Așa. Bună ziua, mama lui TJ are dreptate și unul dintre ei este Zani, schimbat în bine, mult mai matur. Zani, când îi văd ochișorii aia cum face și se gândește, el vine să-l mănânc. Sincer, e... Felicitări pentru părinții lui, cei mai realiști și corecție superbi. Și data trecută când ați venit, țin minte că și atunci ați impresionat pe telespectatorii noștri și ați câștigat foarte multe puncte. Haideți să vedem totuși un material în care avrăm că, iată, Ana Pal a avut ceva o reacție, cu TJ Miles. O reacție, da. Vedem și comentăm. Da. Și punctul merge la Lola, au fost extrem de apropiate fetele. Andrei a fost cel mai aproape de tine. Ok! Era cu echipul tău. Hai, nisip în gură. Îmi țipați în urechi ca... ca vitele! Facem ce vrem noi! Taci tu! Că în ăla că ajungi! A, te rog! Hai să faci pais! Ia-mă, Ana! Ana, ia-mă, îl iau eu! Îl arunc eu! Pentru tine! A fost un pic... Da, ei au prins aici, i-au s-au prins înflăcărat șpilul, ca să zic așa, zi, faimoase Ana Pal, pentru că Ana Pal este foarte ușor de influențat, psihicul este foarte slab, toți războinicii vin și cel puțin sonor, fonetic, o deranjează foarte tare și atunci ea răbuvnește, de fapt ei pe asta și mizează. Eu v-am zis, nu știu, părerea mea este că trebuia să explodeze mai devreme. Eu nu o cred în stare să se controleze foarte bine. Și după aceea vedem probabil și ce s-a întâmplat cu TJ Miles. Păi hai să vedem, vrei? Da. Hai să vedem, da. Acum, că de asta sunt și părinții aici la o ședință cu părinții, corect? Și e normal să tragem toate cărțile. Aia? Eu nici nu vorbesc. Păi vorbesc, că am spuneai mai devreme, înainte să vin Ana înapoi. Uite, by the way, suntem o echipă, Ana Pal. Am făcut multe împreună de când ai venit. De ce nu îi spui lui Ana Porgras, nu știu, măcar bine ai venit, cum e o genunchiul, ești ok, ești bine, sănătoasă? Nu văd că e bine, nu văd că e bine. Nu știu unde e. Pentru mine e o problemă, nu fac chestia asta. Stabilitatea echipă... Nu pot să schimbăm, nu, efectiv nu vrea să accepte pentru situația. Oh, sorry, I need to pee.
Noi vrem să stăm cu tine 5 minute. Nu, hai să vorbesc cu absolut cu tine. Ne-am auzit numele, în timp ce Ștefania râdea în hohote, de bea scotea un cuvânt. Atât. Nu, era numele meu, Ana Pal. Voi puteți să vă continua show-urile. Cu ce v-aș deranja? Când nu e stabilă de-aia. Deci și ce aș putea, cu ce vă deranjez eu? Nu știu, avem tot fel de chestii ascuțite în camp. Avem topoare, mașete, ferestreuri. Și tu crezi că eu mâna pe un teren, da. Pe un ciocan și-l dau ție în cap, nu? Da. Atât de nebună mă vezi? Nu. Deci, practic, aici TJ dădea de înțeles că e teamă că poate fi atacat. Nu. Eu vă spun așa, părerea mea, dar... Iar... Nu, scuzați-mă, lăsați. Ziceți asta, să comenteze părinții. Da. Încep eu? Da. TJ, eu cred că i-a spus ceva foarte potrivit, la momentul potrivit, și ea ar trebui să învețe din chestia asta. Deci el, nu știu dacă a exagerat, dar într-adevăr, poate fi, te înfuri, te enervezi și pui, dar nu cred că s-a gândit vreo clipă că ajunge acolo. Dar Ana ar trebui să se gândească, mă, cu băiatul ăsta am stat de vorbă și mi-am deschis sufletul. Acestui băiat i-am oferit din premiul meu. Nu știu dacă țineți minte, i-a dat un taco și acest băiat care a vorbit frumos cu mine îmi spune acum lucrul ăsta. Nu cumva am făcut ceva greșit. Deci, eu cred că toți când ni se face observație, ăsta e primul instinct, ori să ne scuzăm, ori să ne apărăm într-un fel. Dar e foarte greu să faci doi pași în spate și să spui, bă, nu cumva am greșit, nu cumva au și ei un point. Pentru că până la urmă, ea a fost... ultima care a venit în grup, nu? Ei erau un grup format. Acum, grupul ăsta mare trebuie să facă eforturi să o ia pe ea la ei sau ea trebuie să facă eforturi să fie acceptată. Fie acceptată. Cum lucrează lucrurile în mod normal? Asta e părerea. Eu cred că teama lui Miles e oarecum întemeiată pentru că Ana Pal are istorie de agresiune. Deci în sezonul ei știm foarte bine ce s-a întâmplat. Deci, i-a dat un cap în gură lui Andrei Cioban. Da, deci nu puteam să... Da. Ei nu puteau să evalueze acolo cât de supărată e, cât de agresivă va fi, ce se va întâmpla. Trebuia să-și ia măsuri de siguranță. Da. Cineva a dat mesaj și a zis, au scris multe mesaje, dar ceea ce a spus tatălui TJ este super. Acolo se călesc copiii ăștia ca și în armată. Bravo, cuvinte frumoase spuse. Îi iubesc pe părinții lui Miles când îi văd la emisiune. Am toată admirația pentru părinții lui TJ Miles, am să o dezamăgesc însă pe doamna. Acum când vorbește, din păcate nimic nu s-a schimbat în școala din România. La fel copiii n-au voie să întrebe și aceeași atitudine, din păcate. Asta e o altă emisiune. Miles este un prieten bun, cald și adevărat. Mulțumim părinților pentru educație și creșterea frumoasă. În Survivor este real și cu adevărat el, Miles, cum îl cunoaștem noi. Francisca, prietena noastră, este o binecuvântare. Salutări. Bună ziua, TJ Miles este un băiat. Caut mesajul ăsta, să zic că cineva și de rău, nu? Da, vreau ceva de rău. Asta ca să vrei să trimite unul coleguțul. Felicitări, l-a educat pentru un rezultat, pentru rezultatul mai sus menționat. Vă felicită, domnule lumea. Na, gata, a venit. Așa. Aha. TJ Miles, cel mai slab, a pierdut ultimele 5 meciuri. Răspund. Nu e, avem statistici, nu e chiar. Vreau să răspund, că am statistica pe masă. Deci toți au zile bune, zile rele, mă rog, asta s-a tot discutat. E ceva ce trebuie să scot și să spun. Săptămâna trecută a fost prima săptămână roșie și singura, presupun, că se apropie ușor de... Mă rog, unificare. Iar Miles a fost cel care a adus toate punctele. 8 puncte. De 8 ori a intrat, de 8 ori a marcat. Și cred că este o mare realizare. De ce? Într-adevăr, și războinicii au avut nenumărate săptămâni albastre. Numai că ei erau mai mulți. Și ei intrau pe traseu, că m-am uitat, avem un website unde ne arată toate... Procentual. Nu numai procentual. M-am uitat pe toate meciurile, cum s-a câștigat, pe câte sezoane sunt. Și ce am observat, ei fiind mai mulți, intrau mai puțin. De exemplu, era săptămâna albastră, câștigau Ștefania, lua toate punctele, dar erau 3 ceea puncte. Ceea ce implică din partea cealaltă un efort mai mare, un efort mai puțin. Mare. Deci în episodul de imunitate a intrat de 4 ori, a câștigat de 4 ori, inclusiv ștafeta. Probabil că a fost un efort foarte mare care l-a făcut. Și corpul nu știu și ce... gazul, e foarte simplu. Poți să dau ceva? Da. Mă rog.
Deci să nu uităm că nu este o competiție pur sportivă. Pur 100% nu sportivă. Nu sunt sportiv de performanță, asta e important. De... Mai sigur. Deci e o competiție în care socializarea, puțin sport. Mi-a plăcut sezonul ăsta All Stars, faptul că și-au făcut un im. Deci acum de ani când ne-am mai văzut, am bătut moneda pe imnul ăsta. De ce nu cântă? Că aveau tot felul de cântăreți în... Și-au făcut un im, să bucură cu el la final, când vor ei. Într-adevăr, au folosit sculele de pescuit, care în sezonul lui nu le-au folosit, că n-au știut cum. Deci au mai învățat lucruri. Deci de aia zic că nu e totul sportiv câte puncte ai adus. Contează și cum te comporți. Vezi ce înseamnă mintea sănătoasă? Da. Gândește, vede și lucrurile pozitive. Da, mă, dar știi cum sunt mesajele aici? Niște oameni foarte educați și cu bun simț, Măruță, să-i mai aduci la emisiune. Poate și mulți părinți au exemplu de la oamenii ăștia. Adică, uite, felicitări părinților pentru grația lui TJ Miles. Este preferatul nostru. Respect pentru părinții lui TJ Miles. Ce să mai... Fiind pozitiv, rezolv mult mai multă decât dacă ești negativ. Pentru că atunci când ești ce noi n-am fost negativi, noi nu ne-am înfruntat de-a lungul vieții, mai ales când am plecat, o să fim, o să reușim, pot eu să fac așa ceva? Ți se oferă un job, dar sunt eu în stare să fac așa ceva? Ești în stare. Îți dovedești că... Și de-aia spun, cu Ana Pal e o fată minunată, să știți. Mă uit la ea când râde, are un zâmbet atât de frumos și are gropițele alea în obraj, dar are o platoșă, pentru că a avut o viață, probabil grea, și ea se apără. Cum se apără? Prin violență. Și e păcat că e femeie. Ea poate să fie și puternică ca un bărbat, dar poate să fie și frumoasă ca o femeie. Și ar impresiona mult mai mult, da, făcând lucrurile astea două simultan. E greu pentru ceva pe care... sau Coleguțu, care nu, nimeni n-a avut să te învețe. Ne întindem la vorbă, nu? Coleguțu, vă rog frumos, hai, că a dat vorba noastră. Sărut mâna, vă mulțumim mult de tot. Plăcere, de fiecare toreală, bucurie mulțumim să vă vedem. Baftă lui TJ Miles acolo și concurenții. Și salutăm pe toți suporterii lui Miles și al tuturor survivorilor, că niște copii frumoși și buni toți. A, și îmi plac surprizele. Când zice domnul Dan, o surpriză nouă, zic că, aoleu, ce le-a mai trecut prin cap. Exact, vă mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm cu mare drag. Mulțumim mult de tot.